să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Dar ce se întâmplă, fraților? S-au deschis portalurile spre iad? A deschis cineva poarta spre întunericul absolut? România și-a vândut sufletul diavolului? Ați văzut asta? Președintele Asociației Tata, Bogdan Drăghici, a fost reținut pentru viol. Victima ar fi chiar fiica sa vitregă. Violurile ar fi fost comise în perioada 2013-2016 de cel care apăra drepturile taților. Haide. Băi, pe bune, ce-i cu țara asta? E rezervația mondială a monștrilor sau ce? Ăsta e deci la o asociație a tăticilor, deci în zona familiei, frumos, cu grijă, cu are mai mulți copii și e reținut de procurori pentru că și-ar fi violat fiica în vârstă de 10 ani? Apoi e plin de înalți preoți de ăștia, prelații fundului, da? Chiar ai fundului, pentru că umblă cu băieți, cu minori, iar biserica îi protejează. E plin de moși demenți care răpesc fete, e plin de clanuri care fac trafic de persoane, iar deasupra tuturor sunt niște polițiști plictisiți și nesimțiți și plătiți de infractori, plus niște instituții care stau pe țara asta ca și cum ar sta pe WC-ul. E prea mult, fraților. Bine ați venit la Starea Nației. Și vedem că zilnic se vorbește în societate despre cum ar trebui să ne învățăm copiii să ceară ajutor atunci când cineva îi agresează, când li se cer lucruri nepotrivite și, în general, oricând sunt puși într-o situație incomodă. Dar văzând cazul din Caracal, văzând cazul de la Costinești, vom discuta din nou în partea a doua a emisiunii despre asta, văzând cazul de la Vaslui cu fetița violată și trimisă acasă unde se afla agresorul, mă întreb, bă, cui dracului să ceară ajutor un copil în România? Nu, serios, cine naibai mai protejează pe copii în spațiul ăsta nenorocit, că nu poți să zici țară la ce avem noi aici? Vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că nu, în două minute n-are cum să zboare, măi, domnișoară. Stați acolo, da? Poliția? Știm deja, ne-am lămurit. Nu ne putem baza. Singurele două diferențe între băiatul care aduce pizza și un echipaj de poliție sunt că, 1, băiatul cu pizza chiar vine și, 2, la finalul intervenției acestuia, măcar ai stomacul plin. Ok, mergem mai departe. Există, mă, vreo autoritate de asta, ceva cu protecția copilului, nu știu, cu... A? Există, normal. Se numește DGASPC, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Ascultați reacție venită la 3 zile după ce un medic stabilise că fetița din Vaslui fusese violată. Nu se pune problema și de o autosesizare din partea dumneavoastră ca instituție? Autosesizarea se poate face atunci când pe un canal public, nu pe unul privat, există o informație care pe mine, ca și interes al activității, mă interesează și face obiectul meu de activitate. Că și interes al activității. Bă, mor pe toți proștii ăștia care ajung în funcții și nu știu să lege două vorbe. Cum naiba mai e autosesizare dacă informarea îți vine pe un canal oficial? Și serios, tembelii ăștia de la protecția copilului Vaslui au considerat că o victimă care reclamă un viol nu face obiectul lor de activitate? Băi, băiatule, tu știi de la ce vine câul ăla din DGASPC? De la copil, mă. Da, da, chestiile alea mucoase care au nevoie de atenție, educație și protecție. A, chiar, protecție. Ăsta e cuvântul care dă litera P din numele instituției.
Voi probabil știați că sunteți direcția pentru păscutul cămilelor și stăteați liniștiți, nu? Că doar cămilele au în cocoașă ce le trebuie. Ce să... aveți nevoie de ceva timp să vă lăsăm să vă descoperiți obiectul de activitate? Da, cred că e mai bine așa, nu? Trecem la alții. ONG-uri, da, tot Vaslui, tot la 3 zile după concluzia medicilor. Nu e expusă nici o altă variantă, să fie așa, un adevăr numai parțial, să nu fie, Doamne ferește, un fel de reacție adolescentină, o nefuncționare a relațiilor dintre mamă și fată, ceea ce mă face, repet, până să clarifică lucrurile, să mă joc și eu cu ipotezele. Poftim, ONG-ist. Era deja bătrân violul pe fată și salvați copiii Vaslui, se juca cu ipotezele în nisip. Scoatem deci ONG-urile de pe listă, măcar pe unele din anumite orașe, că la individul ăsta n-ai avea cum să aștepți să stea călare pe instituții, să le ceară informații, să facă presiuni, să inițieze campanii. E, pe dracu, el face un castel din ipoteze. Bun, a mai rămas cineva? Presa. Întrebare, ați văzut la televizor ceva din cazul ăsta? L-am prezentat și noi, da, este o anchetă a celor de la Să fie lumină. Dar zic în altă parte la televizor. El s-a făcut un băiat care l-a închilit. Da? S-a făcut la mine. Eu nu, noi, năravul lui. S-a făcut un băiat care l-a închilit. Că ce-au urmă? Stai, domnule, că dă-mi dovadă că el s-a făcut face să la schis, care se întâmplă. Care un copil care l-a închilit, s-a făcut la un copil, dar cam tot vorbit și vorbit a rămas. DNA-ul e tot la somnic și presa? Presa e interesată de problemele copiilor până când e vorba de copiii băgați cu forța sub sutană cu cele lumești. Acolo se termină distracția. Gata, domne, microfonul jos. Privirea în cealaltă parte că nu e de noi. Probabil cel mai simplu ar fi să învățăm pe copii practici vrăjitorești. Da, copile, ești în bucluc și ai nevoie de ajutor? Ia o carte de spiritism, trasează un cerc, ia un păhărel de suc de roșii și invocă diavolul. Aie, copile, poate te înțelegi cu ăla, el cel mult vrea suflete, deci nu e mare lucru și te rezolvă. Altfel, cu România, nicio șansă. Deșteptați-vă, că am dormit destul! Mi se par la fel de enervanți și de antipatici și cei care spun acum: ai mă că l-au chemat pe Iohannis acolo pentru că au niște interese. Dar și cei care spun: doamne, un moment istoric, recunoașterea lui Iohannis ca adevărat partener al Statelor Unite. Nimă. Odată. Cum adică americanii au interese, de-aia l-au chemat pe Iohannis? Bineînțeles că au interese. Nu te întâlnești, frate, cu Trump, cu Macron, cu Merkel, cu Putin ca să te uiți la serialul favorit de pe Netflix. Totul e pe interes în jocul de putere. Interes de la nenorocit, fraților, de bani, de afaceri, de profit jegos cu orice preț. Omorâm oameni, omorâm planeta, nu contează. Banul să iasă. Unii vor să exploateze pe alții, așa e de când lumea. Doar că acum nu te mai omoară ca să te supui. Doar ți se bate cât un apropo așa. Mă rog, în cazul nostru, neam de slugi, nu e nevoie de nimic. Noi ne supunem oricui, oricum, fără să punem întrebări. E un fund de mare șmecher de pupat undeva în lume. Vei vedea acolo, în primul rând, români. Deci nu se întâlnește cineva cu tine pentru că ai un suflet frumos, neprihănit și știi poezii de Nichita Stănescu. A doua treabă, porcăria aia grețoasă, mare eveniment al lui Iohannis. Iată ce mare diplomat este, bă! Atât timp cât noi atârnăm după vize cum atârnă tării după tanti Veorica să-l lase să candideze pentru Cotroceni, nu cred că avem cine știe ce mare succes diplomatic. Aici a primit Klaus Iohannis un cadou de la liderul american, o șapcă albă pe care scria Make Romania Great Again, adaptarea sloganului electoral al lui Donald Trump. Știi, când ești cu o fată, iubire, căsătorie, chestii și e ziua ei, mamă, ești fleașcă, te zbați, ce să iau, că trebuie să nu pară o porcărie, să pară, bă, că m-am zbătut, că mi-am dat silința, că-mi pasă.
Exact asta nu s-a văzut la Trump. Dă-i bă o șapcă. Iohannis s-a dus cu un stilou, știi, chestii, o treabă, o șmecherie. Parcă aud dialogul. Donalde, am vrea și noi vize. Dă o șapcă, nu vrei tu, mă? Ok, dă o șapcă, tot e ceva, nu plec prost, știi? Să nu uităm să punem șapca asta la Muzeul Diplomației Românești. Nea Claus, merge perfect cu geaca aia roșie alumatale. Mamă, poți să mergi îmbrăcat așa la meciuri la Dinamo. Cum ar fi fost, fraților, să-i dea Trump bani lui Iohannis? Ia vreo 50 de dolari, îi cumperi și tu ce vrei. Iei și ceva frumos la doamna, că văd că e bună pe hoit, așa? Am transmis domnului președinte Trump, așa cum spuneam ultima dată când m-am aflat la Washington, că relația transatlantică este vitală pentru civilizația și valorile noastre occidentale și continui să cred cu fermitate acest lucru, mai ales acum după ce România a încheiat cu succes președinția Consiliului Uniunii Europene. Mi-a plăcut asta. Se laudă în fața lui Trump cu președinția Veoricăi. Așa am ajuns, mă, marile realizări, Veorica. Să repet, o să repet de o să-mi vină rău. Dăncilă e varză, fraților, e zdrențe, dar grav, e ceva aproape clinic. N-o duce mintea, e limpede, e incultă, abia vorbește săraca. E un dezastru total. Și înțeleg că nu stai de vorbă cu ea când pleci în Statele Unite să te vezi cu Trump. Dar s-a discutat, mă, în Consiliul Suprem de Apărare a Țării? S-a discutat ceva cu ministrul de externe? Altfel spus, Iohannis a vorbit cu cineva din țară înainte să meargă să stea de vorbă cu Trump în numele nostru? Că mi-e greu să cred că e normal să discuți despre politicile energetice, despre tehnologia 5G, unde știm ce imens scandal global e cu Huawei și s-o faci tu, Iohannis, pe barba ta. Asta nu ne-ai fi întrebat, bre, la referendum. Bă, vreți să fim, mă, cobai în chestia asta cu 5G? Să vedem dacă ne mai crește un cap în 5 ani? Hai, las-o jos, tăticule, las-o jos și ia-o ușor așa încolo. Am adoptat împreună astăzi o declarație comună. Este prima dată când am făcut acest pas. Și în acest sens, declarația este un document foarte important pentru progresul parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Bosulică, ați adoptat așa tu cu el? Voi doi în baie sau cum? L-am mai văzut lângă președinte și pe George Maior. Marele combinagiu de Dâmbovița a ajuns acum să facă politica României la Washington. Cu ocazia vizitei a fost semnat un memorandum de înțelegere între cele două guverne privind tehnologia 5G, având în vedere importanța securității rețelelor de comunicații wireless de generația 5-a pentru asigurarea prosperității, dar și a securității naționale. Nu, e clar, cred că e o problemă cu mine, mă. Eu sunt prea tâmpit. Ce abordare e asta, mă? Auziți exprimare? A semnat un memorandum pentru asigurarea prosperității și securității naționale. Mă, s-a discutat asta cu cineva din țară? Da, n-ai cu cine, că PSD-ul e prost și hoț, ok. Mă, dar cu altcineva, nu știu, cu PNL măcar, cu structuri de-alea, cu epoleți. Nu că ar fi mai puțin ridicol. Și memorandumul semnat, ce să vedeți? Nu e public, fraților. De ce nu e public? Dar pune-l, bre, pe site-ul președinției. Să se bucură și populii mea de succesurile lumatale internaționale. Haideți, mă, fraților, că noi suntem aia care se bucură ca proștii la o șapcă, nu vedeți? Dar nu știm ce s-a discutat acolo, ce s-a semnat și ce înseamnă exact asta pentru noi. Bă, 5G? Eu nu vreau, mă, 5G. M-am uitat pe net, am citit niște chestii, m-am speriat. Nu ne întreabă nimeni nimic, chiar așa suntem doar niște oi? Și bă, să ne dea dracu odată vizele alea, să mergem și noi să vedem Route 66. Băgați voi 5G aici, iar noi ne luăm vize și plecăm toți în state. Merge? It's fake, phony, fake. Na, 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 na. Bă,
băi, oameni frumos a fost, măi, și cu părul ăla lui Roșcovan, așa. Nu că din ziare auzi că e misogin, că urăște alte nații, că e de ăsta xilof, xeno, ceva, bă, așa o fi. Da, aproape. Cum să vă zic, e aproape ca un om. De domnul Donald, zic, da. E cum se cade, așa e. Aveam eu un unchi, Nea Petrică Cheferist. Băia de treabă, s-a uitat după gagiși toată ziua. Că așa mi-am amintit de el când l-am văzut pe domnul Trump. Și unchiul meu avea o carabă, așa, ca o lopată. Cât capacul de veceu era, să dădea una. Nu ca domnul Trump, care are mânuțele alea, așa. Și domnul Trump avea și dinți noi, da, nu calea Petrică ăsta, străluceau să mor eu, mai rău ca la eclipsă, îți ardea pupila, tati. Și ce să m-am dus și eu, m-am dus, am zis, ce mă dacă îl primește pe domnul Klaus, pe mine de ce să nu mă primească, nu? Că na, țări prietene, partenere, schimb de soldați, noi plătim, ei nu ne dau nimic și... A, foarte frumos, foarte frumos a fost. Mi-a dat asta, da, să pun cana pe ea, cana asta cu America mi-a dat, da, este exact la ce vă gândiți, era cadou de la însuși Trump, un carton pe care să pui o cană, a? Și mi-am dat eu seama acolo ce preț pune Trump pe detalii, domne, adică, băi, atenție pentru tot, știi? Și m-a marcat acest cadou, al dracu americanul, mi-am zis, bă, cum știe el, fiecare detaliu contează, fiecare detaliu. A, nu că mi-a mai dat, uitați aici, vă arăt acum, este exact jumătate de covrig, dar exact jumătate. Cadou mare, mare semnificație, adică știți, în parte că vorba aia, te-ai aștepta de la el să știe doar adunarea și mulțirea, dar nu, uite că știe și împărțirea, iată, asta e dovada. Și fiți atenți, mare șmecherie, că mereu îmi dau lacrimile când mă gândesc, mă împarte cu ceilalți, nu ține doar pentru tine. Share, cum zice americanul, share, share-uiește, nu share-șește. Șmecherie tare, domnul Donald, the best, the best. Nu că mi-ai mai făcut cadouri multe, că am fost și că, da, am aici în cană, o țin bine, este o scamă. Sau un muc, nu știu, nu-mi dau seama încă, dar mi-a dat-o așa cu mare, mare semnificație. A zis, ia și asta, adică nu contează cât de mare e cadou, mă, gestul contează, mă, oameni buni. Bă, mare gest, mare vorbă, mare înțelept, domnul Donald e. Mă rog, să știți că eu am plecat acolo puțin îngrijorat, mi-am luat și un șampon de ăsta, îl țin, este împotriva mătreții, că el o ținea într-una, domnul Trump, eu am stat și un pic mai așa, nu s-auzea, dar era ceva cu să facem România mătreață din nou și eu n-am make Romania mătreață again sau cam așa, că n-auzeam bine, era și gălăgie acolo și zic, băi nebunule, ce ai mă cu noi? Acum mătreață, după aia herpes, cine știe ce mai vine? Da. Și asta? Da, fraților, e șapca lui Iohannis. De fapt, na, haideți să ne înțelegem că nu e a lui Iohannis. Nu, că aici e șmecheria. Dacă el semnează vânzări de armament pe care să le plătim toți, măcar să purtăm șapca cu rândul, nu? E, astăzi a fost rândul meu. Da, fraților, Iohăniță s-a văzut cu Trump, da, și Veorica, s-a văzut cu Tăricianu, da? Așa că hai, Mucles, mă rog, așa umblă vorba că în seara asta merge la întâlnire. Dar e fițoasă, o știți, dacă nu iese cocul cum îi place ei, nu merge niciunde. Ce a ajuns Tăricianu? S-a târne după Veorica? Vine Veorica la întâlnire? Nu vine? O fi Veorica Antoane Bune? N-o fi? Trist, nenică, ai fost și tu, Dita, mai premierul, te-ai luptat cu Băse, ai fost președintele Partidului Național Liberal și acum la bătrânețe ai ajuns cu sărut mâna tanti, m-a ajutat și pe mine cu treaba aia cu Cotroceniu. Da,
simpatică, doamna premier. Trebuie să mai studieze un pic arhitectura statului. Acum, adevărul e că nu poți să nu faci mișto de ei. Oricum, nu credeam atât de tupeistă pe Veo. Să-i lase ea pe Tăricianu și pe aia de la Alde să o aștepte cu orele la Vila Lac, nu știu care. Deci nu le-a zis, bă, nimic. Cred că i-a și urmărit de undeva din apropiere. Da, se uita la ei cum se plimbau aia prin curte așteptând-o și râdea de ei. Ia uite ce fraieri sunt. Eu, ca fondator al Partidului Pro-România, niciodată nu o să fiu de acord să facem orice fel de combinație politică, pentru că am auzit diverse forme, cu domnul Tăricianu. Neseriozitatea domnului Tăricianu. Doi, sunt chestiuni personale pe care le știți că le am cu domnul Tăricianu. Am plecat de acolo pentru că mi-am dat seama ce fel de om este și multă lume și-a dat seama. Pro-România s-a construit pentru viitor. Domnul Tăricianu este un rebut politic, asta au spus cetățenii. Nimă, vezi că te-ai enervat și nu mai știi să faci acorduri. Cetățenii au spus, bă, că e mai mulți. Daniel Constantin, mă. Daniel Constantin îi spune cuiva, nici nu contează cui, că Tăricianu e rebut politic. Daniel Constantin, fraților. Ăsta, dacă o să candideze cu o vrabie moartă, de-aia uscată de pe marginea drumului, îl bate vrăbiuța de-i sună apa în cap. E plină scena de scame de-astea, scaieți politici. Ăsta, Daniel Constantin, un fel de muc căzut din nasul lui Dan Voiculescu, se dă mare ca balena în pahar. Sunt membru fondator. Eu, ca membru fondator, nu vreau să... Ponta, spală-te, mă, pe cap cu toți bășicații ăștia pe care nimeni nu-i votează, nu spun nimic, dar au aere de Marilyn Monroe. De-aia ajunge și Veorica să-și bată freza de voi, că defilați cu omul ștend ăștia care habar n-au pe ce lume trăiesc. Moțiunea de censură, care probabil va urma actuala sesiunea Parlamentului, va fi susținută de USR. Știți despre ce e vorba, nu? Tradiționala moțiune de cenzură a liberalilor. Aia care pică cu brio. Jena aia infinită de care liberalii nu se mai satură. Ce să, mega trist peisajul politic. Practic, se așteaptă alegerile parlamentare care sunt abia la anul în toamnă. Un an și ceva de abureală de asta, de lâncezeală, cu toate instituțiile căpușate de PSD, cu economia condusă de Orlando Teodorovici. Vă dați seama, practic, mergem cu mare viteză spre un zid. Nu avem cum să stăm, să așteptăm, pentru că altfel, dați seama, numai să dureze foarte mult.